Aproximativ 71,5% din bugetul pe acest an al primăriei municipiului Hunedoara este destinat investițiilor publice, fie că este vorba despre lucrări finanțate din fonduri europene sau din resurse proprii, administrația locală propunându-și o dezvoltare a orașului bazată pe fondurile europene. Valoarea totală a bugetului municipiului Hunedoara va fi de aproape 405 milioane lei, cu aproximativ 2 milioane de lei mai mare decât cel de anul trecut. Pentru anul acesta, primăria Hunedoara previzionează venituri în valoare de circa 390 de milioane de lei, diferența până la suma totală fiind acoperită de excedentul bugetar înregistrat la finele anului 2021. Proiectul bugetului local pentru anul 2022 poate fi consultat pe site-ul propriu al primăriei Hunedoara, la sediul acesteia sau la serviciul de informații pentru cetățeni al instituției. Persoanele interesate pot trimite contestații cu privire la proiectul de buget până în data de 25 ianuarie.